Vă spunem bună seara, pacea Domnului și ne bucurăm să fim din nou împreună pe platforma Vocea Creștinilor. Este pentru prima oară fratele Lazar Gog pe acest an și vă spunem la mulți ani, în primul la rând. La mulți ani, ia, la toți ascultătorii dumneavoastră și dumneavoastră frate Ciprian. Mulțumim, mulțumim frate Lazar. Totodată la mulți ani împlinim trei ani de Vocea Creștinilor în această săptămână. Săptămâna trecută am tot sărbătorit și cred că astăzi este ultima zi în care platforma Vocea Creștinilor are deja trei ani de activitate. Frate Lazar, cum ziceam, ne bucurăm să fim din nou împreună. Câteva lucruri așa de săptămâna aceasta. Știm că ați fost pe continentul european, ați fost chiar la Londra. Fratele Florin mi-a trimis câteva poze atât de minunate cu dumneavoastră și cu dânsul în Londra. Cu ce ocază ați fost în Londra? Pentru cei care nu știu. Și până la urmă, vizita care ați avut-o împreună și cu fratele Florin, cum a fost? Am avut o vizită scurtă de lucru, da. am stat doar patru zile, practic, în a ce am venit acasă. Am, avem în, și în Londra, că avem în mai multe locuri, o extensie a Institutului Teologic Pentecostal din București, wow. extensia se numește Eclesia, și avem acolo studenți care... Primesc cursurile de la institut, și profesorii se duc acolo și predau. A venit rândul meu să mă duc să le predau tocmai escatologia, vremurile din urmă. Am avut o părtășie bună cu ei, chiar îi spuneam fratelui Călin că sâmbătă, am sosit vineri acolo, vinerea trecută, și sâmbătă dimineața de la 10 până la ora 5 am predat într-una, șapte ore am predat. Foarte. Am fost terminat, mai ales că n-am dormit noaptea. <laughs> am predat 7 ore, după care am fugit la o biserică în afara Londrei, la vreo 40 de maile, ca să predic cuvântul Domnului la un botez. Duminică am avut trei servicii divine, trei biserici și iar luni am avut o zi de vizită, să spun așa, în, în oraș, în vizită în care am putut să mă întâlnesc cu fratele doctor Florin Antonie. Am avut o părtășie foarte bună, dânsul a fost o gazdă excelentă la întâlnirea aceasta, deci nu mă așteptam să fie altfel. Sigur. Am uh, vizitat împreună câteva locuri, printre care uh, Biserica Metropolitan Tabernacle, unde a predicat Spurgeon și fratele Florin m-a cadorisit de acolo cu o carte uh, ca să am amintire de la dânsul. Am avut părtășie bună, am avut uh, dânsul a oferit și o masă bună acolo în Londra. Uh, Așa, și ne -am... Ne-am bucurat să ne întâlnim împreună pentru că a fost prima noastră întâlnire de acest fel împreună. Ne-am cunoscut doar pe internet prin emisiunea dumneavoastră și ce să zic. Mulțumesc domnului pentru fratele Florin și pentru deschiderea dânsului. Așteptăm cu bucurie să venim la Arad luna viitoare și împreună să lucrăm spre gloria Domnului salut și eu toată frățietatea și încă o dată la mulți ani ne reluăm astăzi activitatea și prin Harul Domnului încercăm să facem ce este bine. Așa cum spunea Iisus Hristos în Matei 13, după ce rostește pildele împărăției din Matei 13, în versetul 52 spune ceva în felul următor. De aceea, împărăția, orice cărturar care învață ce trebuie despre împărăția lui Dumnezeu. Nu ce vrea, ce trebuie. Noi suntem chemați să facem ce trebuie și ce trebuie din perspectiva lui Dumnezeu, nu din perspectiva noastră. Pentru că s-ar putea agenda noastră să fie străină de a lui Dumnezeu. Dar dacă suntem sensibili la Duhul Domnului, facem ce trebuie, așa că împreună cu fratele Florin Antonie vom veni și la Arad prin Harul Domnului ca să facem ce trebuie și să fim două zile împreună 25-26 pentru ascultătorii noștri este timp să se înscrie în perioada aceasta pentru că numai cei ce se înscriu vor putea să participe la această conferință având în vedere locurile limitate și având în vedere faptul că trebuie să ne organizăm bine, orice lucru se face cu organizare, știind că Dumnezeul nostru este Dumnezeul ordinii, a rândului. Și eu accentuez mult pe lucrul acesta, pe ordine și pe rânduială în viața bisericească. Stimați ascultătorii, nu uitați, noi de luni am și uh, tot anunțat săptămâna aceasta și am avut multe, multe întâlniri pe subiectul post- și rugăciune. Deci, uh, platforma Vocea Creștinilor încurajează ca de săptămâna viitoare, încă de luni, să începem un post de rugăciune, un post uh, și cu rugăciune, uh, timp de 21 de zile. Uh. Amen! Ne dorim cât mai mult să intrăm în acest post, așa cum putem fiecare după cât poate și după cât cred că din punct de vedere um, omenesc poate să ducă. Uh, dar important e cel mai mult rugăciunea care Dumnezeu să uh, la această conferință, ne rugăm în primul rând și postim pentru această conferință, Dumnezeu să deschidă uși, să deschidă inimile noastre, mințile noastre, să vedem ceea ce vrea să ne vorbească, să ne sfințim mai mult, să aducem o jertfă înaintea Lui și rugăm Dumnezeu în aceste momente pentru viața noastră, cel puțin pentru viața noastră, familia noastre, bisericile noastre, comunitățile noastre, avem pentru ce să ne rugăm și pentru ce să postim. Însă, totodată, Scopul principal va fi acesta pentru lucrarea această voce a ca oamenii să audă de cuvântul Dumnezeu, să audă de, 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 de El uh, și noi să fim un canal prin care să putem să vestim Evanghelia. Așa că vă îndemnăm încă de luni, uh, 16 ianuarie, timp de 21 de zile, o să postăm zilnic versete, gânduri pe această temă. Așa că, frate Lazar, poate și la sfârșit uh, un gând pe această temă a rugăciunii și a postului uh, și cu asta și chem ziua de azi, mâine nu o să mai avem mâine, poi nu o să mai avem emisiuni, dar începând de luni vom intra în această sesiune, vom ține emisiuni, dar totodată pentru toți aceia care doriți să intrați cu noi și împreună să formăm acest lanț al rugăciunii și al postului. Așa că, fratele da. ne începem, începem această sesiune din această seară. De ce Iisus nu a revelat data ră, răpirii bisericii. Nu înainte așa să rostim o rugăciune. Da, înainte ca să intrăm în dezbatere, să ne rugăm Domnului și să ne încredințăm în mâna și în călăuzirea Lui. Așa. Binecuvântat să fii Tatăl nostru, Domnul nostru și Dumnezeul nostru. Te binecuvântăm în numele Domnului Isus Hristos și în numele Sfântului Tău Duh, mulțumindu-ți din nou pentru o ocazie sfântă, ca și în această seară în România, în această zi aici în America din Nord, să putem, Doamne Dumnezeule, să stăm în prezența Ta, să deschidem scripturile și să ne bucurăm de lumina Duhului Tău în a înțelege cuvântul și a înțelege vremurile în care trăim, pentru ca noi să ne putem pregăti mai mult și mai bine pentru împărăția Ta. Pentru mine, Doamne, este prima emisiune la Vocea Creștinilor din acest an, de aceea binecuvântez numele tău pentru ce s-a putut face anul trecut și rostez numele tău peste fratele Ciprian, Amin. peste toți ascultătorii, peste. Călin Vereș care este aici cu mine și mă ajută la această transmisie peste mine și peste tot cei ce lucrează la vocea creștinilor, Doamne Amin. Dumnezeule, anul acesta să fie un an al îndurării tale și un an al binecuvântării tale. Iar dacă vei veni tu, Doamne Dumnezeule, să-ți ai biserica ta, după cum te așteptăm, te rugăm să nu rămână niciunul pe din afară, Doamne, pentru că vrem toți să mergem cu tine și să fim în împărăția ta. Acum te rog, dă har, Doamne, te ne ungere sfântă, Indul tău, deschide-ne tu mintea și deschide tu scripturile înaintea noastră și fă ca ceea ce facem. Să a, a, contribuie la înălțarea numelui tău, Doamne, la binecuvântarea ta, la zidirea bisericii tale și la mântuirea și orice nu te cunosc pe tine. Amin. 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 Nu uitați, suntem în direct în aceste momente pe platforma Vocea Creștinilor. Totodată ne ajutați cu o distribuire, cu o apreciere, cu mesajele voastre de încurajare. Dacă aveți întrebări, sigur, încercăm să luăm cât mai multe și uh, mesajul să ajungă cât mai departe. Totodată, în această seară, suntem în direct și pe platforma de Facebook, pe pagina mea, pe pagina mea oficială, pentru că vrem să răspundem cât mai mult acum și pe Facebook aceste mesaje cel puțin luna aceasta, luna viitoare și dacă ne pot ajuta totodată orice distribuire ne face să ajungem cât mai departe cu Evanghelia. Dumnezeu să vă binecuvânteze și haideți să ascultăm mesajul din această seară. Frate Lazar. Da, m-am gândit la o temă cu care să vin în fața ascultătorilor noștri și am ales-o din mulțimea care... Putem, despre care putem să vorbim, de ce Isus Hristos nu a revelat ziua, data răpirii Bisericii și, practic, nici n-a vorbit prea mult despre răpirea Bisericii? A lăsat învățătura aceasta parcă la o parte. Lucrul acesta este observat și de cei teologii și cei care Uh, sunt uh, împotriva acestei învățături despre răpirea bisericii și spun: dacă nici Isus Hristos n-a fost preocupat de răpirea bisericii, de ce trebuie să vorbim noi despre răpirea bisericii? Uh, este o întrebare la care încercăm să răspundem. Factorul principal al uh, Prezentării lui Iisus Hristos câte vreme a fost pe pământ, a prezentării cuvântului lui Dumnezeu și a învățăturii despre mântuire, despre Israel și despre a doua lui venire, ca apoi să vorbească sigur și despre biserică, factorul principal a fost următorul. În planul lui inițial. Când Domnul Isus Hristos a venit pe pământ, a venit pentru Israel. A venit la Israel. La un moment dat, de exemplu, când uh, o femeie uh, sirofeniciancă, îl abordează ca fica ei să fie vindecată, fiind posedată de demoni, să fie eliberată uh, și Isus. Uh, se comportă ca și când n-ar băga -o în seamă, deci nu-i răspunde la rugămintea ei, intervin apostole și spun, fă ceva cu ea, că strigă după noi și vezi, ne strică reputația. La care Iisus Hristos spune, eu n-am venit decât la oile pierdute ale casei lui Israel. Planul fundamental pentru care Mântuitorul Iisus Hristos a venit a fost Israel. Pentru că El a fost promis să vină în lumea noastră prin Israel, și El, tot El a promis lui Israel o împărăție, prin care apoi și neamurile să poată să ajungă la cunoștința uh, cuvântului lui Dumnezeu și la, cu, la cunoștința cuvântului mântuirii. Uh, de aceea, focusul lucrării Mântuitorului Isus Hristos a fost uh, Israel. Și în această privință, Dumnezeu a dat lui Israel, chiar i-a oferit un program. Și programul este cel din Daniel 9 cu 24. Îl recitesc pentru ascultătorii noștri. Daniel este în robia babiloniană și Daniel știe foarte bine. Se vede lucrul acesta în capitolul 9 din cartea sa: că după profețiile lui Ieremia, 70 de ani trebuie să dureze robia babiloniană. Și după 70 de ani, Domnul va îngădui ca Israel să se întoarcă în țara lui înapoi. Pentru că, uitați, de exemplu, cum spune Daniel în anul din al lui Darius, deja acum se schimbase imperiile, cel babilonian căzuse și Darius, regele imperiului persan, este la putere. În anul din al lui Darius, fiul lui Ahasveros, din neamul mezilor, care ajunsese împărat peste împărăția caldeienilor. În anul din tâia al domniei lui, eu, Daniel, am văzut din cărți că trebuia să treacă 70 de ani pentru dărâmăturile Ierusalimului după numărul anelor despre care vorbise Domnul către profetul Ieremia. Daniel este un om credincios, este un om care cercetează cuvântul și știe că Domnul se ține de cuvânt. În caracterul lui Dumnezeu, sfințenia este de neschimbat, așa cum va spune prin profetul Malachi 4 cu 6. Eu sunt Domnul, eu nu mă schimb. Și atunci când Daniel se roagă ca Dumnezeu să-și se să roagă omenește, că Dumnezeu nu uită, dar Dumnezeu, Daniel se roagă și ca Dumnezeu să-și aducă aminte de făgăduințele lui făcute lui Israel. Și Domnul îi și trimite un răspuns prin arhanghelul Gabriel, Gavril. Și îi spune programul lui Dumnezeu cu Israelul. 70 de săptămâni au fost hotărâte asupra poporului tău. Este vorba de 70 de săptămâni de ani, deci 490 de ani. Și asupra cetății tale cele sfinte, adică Ierusalimul până la încetarea fără de legilor, este primul aspect din agenda, până la ispășirea păcatelor, al doilea, până la ispășirea nelegiuirii, al treilea, până la aducerea neprihănirii veșnice, al patrulea, până la pecetluirea vedeniei, al cincelea și a prorociei și până la ungerea Sfântului Sfinților. Șase puncte în acest program ale lui Dumnezeu, care dacă se împlinesc în cei 490 de ani și în acești 490 de ani încep din momentul în care Cirus a dat poruncă, dispoziție ca uh, acei din Israel, din Iuda, mai degrabă, care vor să se întoarcă înapoi în țara lui, lor sunt liberi să se întoarcă să zidească din nou Ierusalimul. Uh, să se întoarcă și chiar a pus la dispoziția lor materiale și resurse ca să se poată întoarce și să nu meargă cu mâna goală, să piară pe drum, să aibă un venit de unde să pornească în această lucrare mare, ca să rezidești din nou un oraș și o țară, nu este un lucru simplu. Din momentul acela, trebuiau să se numere 490 de ani și aceste șase puncte din programul lui Dumnezeu cu Israel să se realizeze, cel final fiind uh, în coronarea lui Mesia ca și uh, domn și împărat peste Israel, mântuitor, și toate lucrurile acestea trebuiau făcute prin el, prin Mesia. Dar Daniel mai spune un lucru că acest program, acest program va comporta două elemente pe care evrei trebuie să le observe. Două evenimente mari. Primul va fi un atac demonic și omenesc asupra lui Mesia, cel care va veni sub această identitate, Mesia, și uh, lucrul acesta va trebui să fie observat pentru că va fi un punct important în cele 490 uh, de săptămâni, de ani. Și anume, versetul 26 din Daniel 9 spune, după aceste 62 de săptămâni, adică după primii 69 de săptămâni, primele 69 de săptămâni, unsul va fi stârpit și nu va avea nimic. Cel ce va veni sub această identitate, Mesia, vrea să spună Daniel, va fi omorât, dar nu va avea nimic. De ce? Pentru că va învia din nou, din morți. Un aspect care trebuia observat de evrei, luat în seamă și care să-i conducă, să-i conducă, dacă nu până acolo, prin minunile pe care le-au văzut, să-i conducă la acceptarea lui Isus Hristos din Nazaret ca Mesia. Una din preocupările evreilor, dacă ascultătorii noștri au observat citind Sfânta Scriptură, era aceasta: contemporanii lui Isus Hristos îi cereau mereu un semn. Dă ne un semn că tu ești Mesia. Dă ne un semn. În profeți, mai ales prin Isaia, Dumnezeu a profețit și a spus că atunci când Mesia va veni. Șchiopii vor umbla, orbii vor vedea, surzi vor auzi, muții vor vorbi. Deci acestea vor fi semnele că Mesia a venit. Puterea mare de manifestare a Dumnezeirii printre oamenii nevoiași, oamenii necăjiți va fi semnul că Mesia a sosit în mijlocul lor. Și permiteți-mi să fac aici o paranteză. Când Ioan Botezătorul a intrat, să zicem așa, într-o uh, criză sufletească pentru că a fost arestat de către uh, Irod Antipa uh, și pus în închisoare și stând acolo în închisoare, uh, văzând că nu se întâmplă nimic și nu mai este eliberat, uh, este foarte posibil că Ioan a intrat într-o depresie sufletească, chiar dacă este greu pentru unii să accepte lucrul acesta. Și atunci a chemat uh, uh, ucenicii lui, deci care îl vizitau în închisoarea lui Irod și i-a trimis la Iisus Hristos despre care el spusese la botez cu trei ani în urmă, uh, aproximativ, uh, Iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatele lumii. Deci l-a prezentat ca Mesia. A trimis apostolii ai ucenicii săi și le-a zis, întrebați, el este acela? M-am înșelat eu, așteptăm sau așteptăm pe altul? Și vă aduceți aminte ce răspuns de Iisus Hristos. Nu spune, eu sunt acela, Ioane, stai liniștit. Ci Domnul Iisus Hristos spune, Uh, Dute și spuneți, mergeți și spuneți lui Ioan aceasta. Orbi văd, șchiopi umblă, muții vorbesc, uh, cei posedați de demoni sunt eliberați, săracilor se vestește Evanghelia. Adică l-a trimis pe Ioan din nou la Scriptură, la Scriptura care vorbea despre el. Și lui Ioan a fost suficient lucrul acesta pentru că a înțeles că aceste sunt semnele clare pe care Dumnezeu le-a rânduit în dreptul acelei persoane care va veni în mijlocul lor și va spune: Eu sunt Mesia. Și acum, la întrebarea aceasta, ești tu Mesia, ești tu Mesia, Domnul le-a dat toate semnele. Dar la un moment dat a spus: Ultimul semn pe care vi-l voi da că sunt Mesia este semnul profetului Iona. Dacă n a stat trei zile și trei nopți în mormânt, mai degrabă în pântecele unei balene uriașe, a unui pește, cum zice Scriptura, și după trei zile a fost aruncat afară, tot așa și fiul omului va sta în pântecele pământului, adică în mormânt, dar după trei zile voi învia. Dacă toate semnele făcute înainte de moarte N-au convins, în special pe mari preoți și pe cărturari, că Isus este Mesia, trebuia să-i convingă moartea și învierea lui din morți. Însă, nici lucrul acesta nu s-a întâmplat cu poporul evreu. Nici lucrul acesta nu s-a întâmplat după, cu poporul evreu. Domnul Isus Hristos, în marea lui bunătate, fiind Dumnezeu, plin din Dumnezeu adevărat, după învierea din morți, a mai așteptat 40 de ani, A fost o, 40 de zile. A fost patru, au fost 40 de zile de testare în continuare a poporului evreu. Uh, în sensul Că veste despre învierea lui din mor să se ducă pretutindeni și s-a dus, și oamenii să se întrebe, să-l cheme, să caute, să creadă. Dar nici acest timp de testare de 40 de zile nu nu a dat rezultatul așteptat de Isus Hristos ca să fie recunoscut ca Mesia, și de aceea va spune acele cuvinte din Matei 21 cu 43 de aceea vreau să vă spun că împărăția lui Dumnezeu va fi luată de la voi și va fi dată unui alt popor care va aduce rodă Domnul a închis mintea evreilor și inima evreilor de acolo încolo ca să-l mai înțeleagă și Domnul Iisus nu mai vorbeaște nimic despre uh, a șaptezecea săptămână, nici despre răpirea bisericii, uh, din potrivă, nici apostolii nu îl întreabă nimic pe direcția aceasta, pentru că uh, la un moment dat, dacă citim uh, în fapte capitolul întâi, Apostolii încă credeau că Isus Hristos va instaura împărăția pentru care a venit. De aceea au zis, acum ai de gând să stabilești împărăția. Și Domnul le-a răspuns, nu, nu este acum, nu-i timpul vostru să știți uh, momentul acela, nici data acestei împărății. Și ce se întâmplă? Pentru faptul că Isus Hristos la primul semn deci din cele 70 de săptămâni profetice, la primul semn unsul va fi stârpit, dar nu va avea nimic, adică va muri, însă va învia din morți, pentru că moartea nu l-va putea ține în mormânt, dacă contemporanii lui nu s-au trezit Domnul Iisus Hristos i-a lăsat și le, le va spune un cuvânt pe care uh, îl citim în Osea, uh, Osea, capitolul 5, cu versetul 15, așa spune Dumnezeu. Voi pleca, mă voi întoarce în locuința mea până când vor mărturisi că sunt vinovați și vor căuta fața mea. Când vor fi în necaz, voi alerga la ei. Este foarte interesant acest cuvânt, că Domnul dă detalii exacte când uh, va veni din nou la Israel și ce se va întâmpla uh, cu Israel în între timp. Al doilea semn mare pe care evreii trebuie să-l vadă în perioada aceea de 70 șapte, de săptămâni este uh, semnarea unui tratat de pace dintre uh, anticrist care va veni și se va da drept Mesia și uh, liderii poporului evreu. În Ioan 5 cu 43 Iisus Hristos chiar spune lucrul acesta, zice așa Eu am venit în numele tatălui meu și nu m-ați primit va veni un altul în numele lui și pe acela îl veți primi. Adică, faptul că Domnul Isus Hristos a venit cu toate recomandările, să zicem așa, ale lui Dumnezeu Tatăl, pe care evrei îl cunoșteau și îl slujeau, și faptul că Domnul Isus Hristos a demonstrat prin semnele și minunile și cuvântul pe care l-a vestit că este Mesia, și n-a fost primit, Domnul va face ca ceva să se întâmple în cursul celor 70 de săptămâni profetice, și anume o pauză. O pauză. El nu o numește așa, noi o numim ca să putem să înțelegem mai bine și oamenii să înțeleagă mai bine cuvântul, și nu greșim când spunem că noi o numim, asta nu însemnează adăugare la cuvântul Domnului, cum ne acuză unii, pentru că, așa cum spuneam în alte ocazii și în alte împrejurări, de-a lungul a 2000 de ani de istoria Bisericii, a trebuit să se creeze anumiți termeni teologici dar care să fie în armonie cu uh, învățătura Sfintelor Scripturi, pentru ca să înțelegem mai bine anumite adevăruri. Uh, și cel mai uh, mare termen teologic creat uh, în uh, secolul II-lea de către teologul și avocatul creștin uh, Tertulian a fost Trinitate. Nu există în Scriptură termenul Trinitate, dar îl folosim. Uh, pentru că este un termen creat ca să descrie să descrie uh, natura lui Dumnezeu. Dumnezeu este unul singur. Dar Dumnezeu, unul singur, nu semnează că este o singură persoană. Dumnezeu este o, unul singur, o entitate vrea să spună tertulian și Scriptura. Este o singură entitate. Dar din trei persoane diferite, numite Tatăl, Isus și Sfântul Duh. Cum, de exemplu, dacă spui familie. Familie, când spui este un termen descriptiv care vorbește despre o singură unitate, familie, dar această singură unitate este formată din minimum două persoane, soț și soție iar dacă sunt și copii, soțul și soția devin și tată și mamă și fiii, formează o singură unitate, familia, dar din mai multe persoane. Și Duhul Sfânt l-a inspirat corect pe Tertulian să creeze acest termen binecuvântat, trinitate, ca să poată să fie folosit la înțelegerea Sfintelor Scripturi. Deci, când noi spunem că uh, nu apare în scriptură lucrul acesta, nu apare termenul pe care îl folosim, dar conceptul este în scriptură și trebuie uh, bine formulat pentru ca să se înțeleagă. Și încă o dată, asta nu însemnează și să nu cadă nimeni în ispita aceea că noi adăugăm la Scriptură, mai ales că în Biblie scrie și în Vechiul Testament și și în Noul Testament în Apocalipse. Nimeni să nu mai adauge nimic la ceea ce este scris, dar nici să nu scoată din ceea ce este scris. Nu adăugăm la ce este scris și nu scoatem din ce este scris. Vestim ce este scris și uh, explicăm. Ca să putem explica, ne trebuiește uh, în limbajul nostru să formulăm termeni noi Care să descrie corect adevărurile biblice Deci Daniel spune Va veni o vreme în cursul celor 70 de săptămâni Când anticrist va asemna o pace cu poporul evreu Și când lucrul acesta se va întâmpla atunci va veni sfârșitul. Pentru că el așa spune în versetul 27, acum din Matei 29, din Daniel 9, 9 cu 27. El va face un legământ trainic cu mulți timp de o săptămână, o săptămână de ani, Dar la jumătatea săptămânii va face să înceteze jerfa și darul de mâncare și pe aripa urăciunilor idolești. Va veni unul care pustiește până va cădea asupra celui pustit prăpădul hotărât. În planul lui Dumnezeu, în cele șase puncte pe care le-am citit din Daniel 9 cu 24, planul trebuia dus la împlinire de către Isus Hristos. Isus Hristos a fost refuzat și datorită faptului că a fost refuzat, frate Ciprian și fraților, Isus Hristos Uh, nu a mai vorbit despre uh, următorul plan pe care îl are. De ce? Pentru că, încă o dată, în primul și în primul rând, el a venit pentru Israel. Nu a venit pentru Biserică. Pentru Israel. Al doilea. El avea în plan când a venit, țin minte, Biserica. Pentru că a spus, eu voi zidi Biserica mea. Dar planul acesta cum se va desfășura, care va fi taina lui, care va fi secretul lui, nu l-a revelat el personal. A spus doar că eu voi zidi biserica mea, dar n-au înțeles nici apostolii ce însemnează lucrul acesta biserica lui Hristos. N-au înțeles. Și atunci Domnul a făcut următorul lucru. A făcut o promisiune. Și promisiunea aceasta a făcut-o către Apostol. Și le-a zis așa. Mai am și alte lucruri să vă spun, dar nu le puteți duce. Nu le puteți înțelege. În Evanghelia după Ioan, capitolul 16. Însemnează că Domnul nu le-a revelat toate lucrurile. Uh, pentru care el a venit pe pământ. Le-a revelat doar partea cu Israelul, planul cu Israelul. Eu n-am venit decât la uile pierdute ale casei lui Israel. Dar dacă Israel este un popor încăpățânat în situația aceasta și a refuzat categoric în anul 483 din cei 490, în a 69-a săptămână profetică, la împlinirea ei, dacă l-a refuzat pe Isus Hristos, atunci Domnul Dumnezeu, prin Isus Hristos, a hotărât ca al doilea plan care îl avea în mintea lui, nu este vorba că planul A și planul B, ci continuarea planului de salvare a lui Israel să se realizeze pe o altă cale, să se realizeze în altă formă. Și anume, va face o pauză numită biserica, eu voi zidi biserica mea, despre care nu dă date multe, ci le face doar o promisiune și spune, mai am și alte lucruri pe care să vi le spun, dar nu le puteți înțelege acum, pentru că mintea voastră este, fiind evrei, numai la Israel. De aceea l-au întrebat și după botezul, după învierea din morți. Acum ai de gând să stabilești împărăția lui Israel. Deci nu erau preocupați de altceva pentru că nu știau altceva. Iisus nu le revelase altceva. A ținut tainic lucrul acesta. Și doi, deci după ce a, făcut promisiune, Domnul Iisus Hristos a găsit cu cale, după bunul plac al voiei lui, care întotdeauna este desăvârșită și este binecuvântarea noastră, ca planul sau următoarea pagină din planul lui pentru care a venit să fie revelat lui Pavel. Așa că Pavel va folosi un termen în două locuri diferite. Îl folosește în mai multe locuri, dar folosește un termen în două locuri diferite. Și anume, biserica în Vechiul Testament este o taină și Pavel spune taina lui Dumnezeu și vorbește despre biserică, și al doilea lucru pe care Pavel îl spune este răpirea Bisericii, care nu apare în învățătura lui Isus Hristos și nu apare în profeții Vechiul Testament decât numai tangențial, nu ca un enunț direct. Pentru că în 1 Corinteni 15 cu 52, Apostolul Pavel spune: Iată vă spun o taină. Și când vorbește despre taina aceasta, este taina răpirii bisericii. Spune: Nu toți vom adormi, ci vom fi schimbați la o clipeală, la o clipeală din ochi. Până la Pavel, răpirea bisericii este taină. De la Pavel încoace, învățătura despre răpirea bisericii este un subiect deschis și el. Inspirat de Duhul Domnului, după întâlnirea pe care a avut-o pe drumul Damascului cu Isus Hristos, și după uh, timpul de meditație pe care l-a avut în Arabia, timp de trei ani de zile. S-a retras în Arabia, în deșert, uh, ca un pusnic, și este evident că acolo, în deșertul acela, s-a îndelenecit cu post și rugăciune. Și în timpul postului și a rugăciunii a avut revelații cu, cu Dumnezeu, revelații de la Dumnezeu, în care a primit învățătură despre uh, taina bisericii și despre taina răpirii bisericii la cer. Pentru că El va face tocmai această afirmație către Galaten, de exemplu. Evanghelia pe care vă vestesc eu nu este de origine omenească, fiindcă n-am învățat-o de la oameni. Am primit-o prin descoperire dumnezeiască. Prin urmare, pentru ascultătorii dumneavoastră și pentru păstorii care ne urmăresc de asemenea, trebuie să știi acest lucru. Domnul Iisus Hristos nu a vorbit per se, adică direct despre răpirea bisericii. El a dat uh, cât e un hint, câte o imagine aici și acolo despre acest lucru, pentru că sigur l-avea în minte, dar nu l-a revelat vrând să încheie activitatea sa specială și primară pentru care a venit și anume activitatea sa cu privire la Israel. Dar sigur că Domnul Iisus Hristos n-a renunțat la planul acesta cu Israel, după ce va încheia această perioadă pe care a deschis-o numită biserica, Domnul Isus Hristos se va întoarce către Israel, exact cum spune în Vechime prin profetul Osea. Mă voi întoarce înapoi în locuința mea. Înseamnă că a venit jos, dacă se poate întoarce înapoi în locuința lui. Și spune când veți recunoaște, citesc din nou, pentru că este foarte profund versetul acesta, voi pleca, mă voi întoarce în locuința mea până când vor mărturisi că sunt vinovați și vor căuta fața mea. Până atunci Domnul stă în locuința lui, în cer. Cum le-a spus apostolilor, mă... eu mă voi întoarce, dar voi veni iarăși ca să vă iau la mine pentru că acolo unde sunt eu, să fiți și voi. Uh, și Iisus Hristos, sigur, acum, în aceste vremuri, după 2000 de ani de când a vorbit aceste lucruri, uh, este pe punctul să, să se întoarcă a doua oară, să încheie capitolul pe care l-a deschis numită biserică și despre care nu a dat... Uh, uh, datele cele mai speciale pe care ne gândim noi, ne am gândit noi că trebuia să le facă, a fost în planul lui ca aceste date să fie revelate lui Pavel și Pavel să fie omul de care să folosească Dumnezeu pentru descoperirea acestor lucruri profunde, învățături sănătoase și învățături ziditoare. Și atunci Ascultătorii vor înțelege Că Ceea ce se afirmă În scriptură este drept Noi suntem uh, Construiți sau zidiți Ca biserică pe învățătura Apostolilor Și prorocilor Deci a trebuit să vină Pavel să ne reveleze Marele adevăr Și nu numai despre răpirea bisericii Și a doua venire uh, Adevărul despre căsătorie, despre divorț, despre recăsătorie, despre cina Domnului, despre relațiile frățești. Vedeți că el folosește expresia aceasta, de exemplu în 1 Corinteni 11, căci am primit de la Domnul ce v-am învățat. Întâlnirea lui personală cu Domnul Isus Hristos, posibil acolo în Arabia, în cei trei ani, acolo a fost îmbogățirea lui. Asta de vorbă cu Dumnezeu ca și Moise, gură către gură față în față <coughs> și Dumnezeu i-a vorbit toate lucrurile de fapt a fost și o profeție în, în direcția aceasta vreau să o citesc pentru ascultătorii dumneavoastră pentru că așa a fost planul Domnului cu cu Pavel. De exemplu, auziți ce spune Dumnezeu către un profet bătrân, Anania. Citesc din fapte nouă. Saul s-a sculat de la pământ și măcar că ochii erau deschiși, nu vedea nimic. L-au luat de mâini și l-au dus în Damasc. De la versetul 8 am început să citesc. Trei zile n-a văzut și n-a mâncat, nici n-a băut nimic. În Damasc era un ucenic numit Anania. Domnul i-a zis într-o vedenie, Anania, iată-mă, Doamne, a răspuns el. Și Domnul i-a zis, scoală-te, du-te pe ulița care se cheamă dreaptă și caută în casa lui Iuda, pe unul zis Saul, un om din Tars, căci iată el se roagă. Și a văzut în vedenie pe un om numit Anania. Deci, sau l-a văzut pe Anania, intrând la el și punându-și mâinile peste el ca să-și capete iarăși vederea. Doamne, a răspuns Anania: Am auzit de la mulți despre toate relele pe care le-a făcut omul acesta, sfinților tăi, în Ierusalim. Ba, și are puteri din partea preoților celor mai de seamă ca să lege pe toți care cheamă numele tău. Și acum uitați ce spune Domnul. Dar Domnul le-a zis, du-te că cel este un vas pe care l-am ales ca să ducă numele meu înaintea neamurilor, înaintea împăraților și înaintea fiilor lui Israel și îi voi arăta ce trebuie să suferă pentru numele meu îi voi arăta nu numai ce să sufere, i a arătat ce trebuie să predice. De aceea spun el, Evanghelia pe care o propovăduiesc nu este de origine omenească. De aceea Iisus Hristos nu dă date despre răpire, nu dă informații vaste despre răpire. El vorbește cu subtilitatea aceea tipică lui Dumnezeu și Duhului Sfânt, și când are Domnul Isus Hristos discursul cel mai profund despre a doua lui venire, Matei 24, acolo tangențial va spune doar despre ziua aceea și despre ceasul acela nu știe nimeni și înțelegem că afirmația este nu cu privire la a doua lui venire pentru Israel când orice ochi îl va vedea, ci afirmația este incorporată în acest discurs escatologic cu referire la biserică. Mă gândesc că ascultătorii dumneavoastră și păstorii și teologii chiar care studiază această temă Mare, fundamentală în scriptură și spun fundamentală pentru că statistic sunt cei care au verificat chiar cu computerul scriptura. Partea profetică care este, care ocupă textul Sfintelor Scripturi este o treime, 33% din Biblie este profetică, este cu temă profetică. Este o cifră mare într-o carte de 1200 de pagini. Este o cifră mare, 33%. De aceea ar trebui să ne preocupe și pe noi mai mult studierea profețiilor, aceasta nu pentru ca să arătăm cât de multe cunoaștem noi sau ce știm noi, ci pentru faptul că este un subiect important. Apostolul Petru merge până acolo în a doua sa epistolă, la capitolul 1, spune și avem cuvântul profetic ca o învățătură deosebită la care bine faceți dacă luați aminte. Și mulțumesc Domnului cu sinceritate, de exemplu, în momentul acesta pentru fratele Ciprian că a deschis această emisiune și în această emisiune a îngăduit ca teme profetice să poată să fie prezentate și să fie auzite de-a lungul lumii românești. Și mulțumim Domnului că oriunde sunt români, avem audiență până în Australia, frate Ciprian, acum la Londra când am fost săptămâna trecută în cele patru zile din, spuneam și soției din frații și surorile pe care i-am întâlnit 90% din ei toți mi-au spus frate Gog vă urmărim cu sfințenie și la Emanuel și la vocea creștinilor, 90% și am stat wow. de vorbă cu mulți, nu cu unul da, da, un da, da. este o cifră frumoasă uh, și mă bucur că îi preocupă pe frați și pe surori învățătura aceasta, deci o avem de la Isus Hristos, nu greșesc când spunem parțial. De ce? Pentru că programul lui a fost Israel și programul lui de asemenea a fost ca această învățătură să fie transmisă prin profeți. Mai am și alte lucruri pe care să vi le spun. Puneți la inimă cuvântul acesta și. Țineți minte că răpirea bisericii nu mai este o taină în sensul că nu putem vorbi despre ea. Este o taină dată, dar nu învățătura propriu zisă. Învățătura vă aducem din cuvântul Domnului așa cum este scrisă. Iisus a retras acum în locuința lui și așteaptă pe Israel ca să își mărturisească păcatele și să spună am făcut rău că l-am respins pe Mesia. Puteam atunci să intrăm în împărăție. Dar n-au făcut-o și atunci vor trece prin necaz. Iar Iisus Hristos le spune, când vor fi în necaz, voi alerga la ei. Ce frumos! Și ce, ce dulce din partea Domnului să nu-i lase să fie terminați în necaz. Întăriți-vă cu aceste cuvinte pentru că sunt pentru dumneavoastră și pentru zidirea noastră spirituală și sufetească și am vrut să le împărtășesc cu dumneavoastră pentru că le-am le considerat că sunt importante ca să știm de ce Domnul nu vorbește despre răpirea bisericii dar a, a avut în minte pe apostoli și în special nu pe cei 12 în, în detalii ci detaliile cele mai mari sunt ale apostolului Pavel de aceea Pavel încă o dată va spune iată vă spun o taină dar de a încolo nu va mai fi taină ce va fi un adevăr. Pentru că până acolo n-a fost vorbită învățătura aceea. De aceea este taină. Și biserica a fost taină, și răpirea a fost taină. Iar acum este un adevăr binecuvântat. Glorie Domnului! Amin, amin. Dacă sunteți pentru prima oară, nu uitați să apăsați butonul abonează-te, pentru că numai așa poți să pui întrebări, poți să fii parte din această comunitate minunată, frumoasă de răspândire a răsp de răspândirea Evangheliei în toată lumea. Și a, sunt așa de a, bucuros să putem să și primim, ca și dumneavoastră, fratele Lazar, primim feedback-uri din toată lumea că a, comunitatea românească ne privește de pe toate medele, de pe toate continentele și a, adevărul că. A, Puteți să la dați ora, un pic de volum, așa. frate Ciprian, că se aude, se aude încet. mai... Așa. Da, probabil că trebuie să ridic așa. telefonul sau... Da. Așa. Ok. Și ziceam că, ziceam că e o binecuvântare și un har să putem să răspundim Evanghelia. Avem această tehnologie să răspundim până la marginea pământului, de fapt în toată lumea, pe toate continentele. Dacă o biserică locală se uh, pretează doar la o localitate, sau o zonă. Iată că prin ceea ce facem aici, prin platforma Vocea creștină, răspândim Evanghelia în toată lumea. În același moment poate sta atâția oameni din toată lumea. să audă... permiteți să... Permiteți-mi să fac o mică paranteză, frate Ciprian, aici no. uh, și sper că ascultătorii ascultă cu atenție. Uh, ce se întâmplă prin această emisiune și emisiuni ca aceasta, televiziune, computer, telefon mobil, uh, radio, este parte din promisiunea pe care a făcut-o Iisus Hristos când a zis așa lucruri mai mari ca cele pe care le-am făcut eu veți face voi da. cum să faci lucruri mai mari decât a făcut Isus Hristos uh, Isus Hristos n-a vorbit la toată lumea odată așa -i. a vorbit la un grup de oameni care erau în jurul lui, la o mulțime mare, la 10.000 odată, dar numai mulți. Dar iată că noi vorbim uh, la 30, 40, 50 de 50.000, câți ne urmăresc uh, în, uh, în, în, într-o săptămână, de exemplu, pe, pe emisiunea da, aceasta. Da. Pentru că un, și asta e un lucru mai mare decât cel pe care l-a făcut Isus Hristos. Deci. Uh, nu mai mare în sensul divin al cuvântului, mai mare în sensul volumului și mai mare în sensul uh, acoperirii. Uh, da, acoperirii uh, sufletelor care pot să fie atinse de cuvântul Domnului. Scopul nostru este ca, prin aceste emisiuni, să putem să contribuim la mântuirea dumneavoastră, la zidirea dumneavoastră sufetească și la înțelegerea mai clară a cuvântului Dumnezeu, să vă îndrăgostiți de cuvânt. Aceasta este o expresie a mea eu sunt îndrăgostit de cuvântul Domnului și mă gândesc că și dumneavoastră vă veți îndrăgosti mai mult auzind tainele Evangheliei și pătrunzându-le miezul și frumusețea. Frate Lazar, mă gândesc că întotdeauna toți aceia care stau în cuvântul lui, întotdeauna sunt înfometați după cuvântul lui Dumnezeu poate, frate, soră, te-ai gândit, de ce nu am eu așa pasiune să citesc ca fratele Lează, ca și fratele X, Y Păstor? Cu cât mănânci mai mult, cu atât ai mai multă poftă de el, de Domnul nostru. Așa că poate vă miră faptul că fratele Lează cea că intră de Domnul. De ce? De cuvântul lui. Pentru că toată ziua este cu Biblia și cu uh, cuvântul lui care îi vorbește în fiecare zi și prin faptul acesta că vine și alături de noi să ne spună din ceea ce Dumnezeu vorbește lui. Așa că Dorința noastră este ca toți să stăm în cuvântul Lui, să stăm în, în ascultare față de El și cu atât mai mult ne îndrăgostim de El, cu cât stăm în prezența Lui, cu atât ne îndrăgostim mai mult de El, ca într-o relație până la urmă. Frate Lazar, putem să începem și întrebările dacă sunteți... Um, Sigur! Bun! Um, mergem la o întrebare care vine de la Abel Nechifor. Um, frate Lazar, care este garanția răpirii sau dacă nu... Uh, garanția răpirii că dacă nu ai Duhul Sfânt, nu poți fi răpit la răpire. Da. Uh, sigur că am, am mai atins uh, învățătura aceasta și când am transmis direct cu fratele Florin Antonie. Uh, frate Nechifor, dacă, dacă cumva este fratele Nechifor din Cluj, uh, a fost aici la noi doi ani de zile membru la biserică, dar s-a întors înapoi la Cluj, nu știu dacă este același Nechefor, Abel. Răspunsul este următorul. Dacă vă uitați în scriptură, frate nechifor și toți frații, printre alte nume pe care le poartă biserica lui Hristos, este trupul lui Hristos. Biserica este numită trupul lui Hristos. Iar Hristos este capul nostru al bisericii. Acum, acum, când Domnul Iisus Hristos vine să răpească biserica, ce își răpește? Trupul. Deci, trupul. Întrebarea este aceasta. Cum se formează acest trup al lui Hristos? cum se formează. Dacă avem răspuns la această întrebare scripturală, nu uh, o tradiție creată de organizația din care fac parte sau știu eu inventată de un rabin sau de un păstor sau de un preot, nu, ci Biblia. Atunci dacă avem răspuns, putem să vorbim cu certitudine despre cine va fi răpit și cine nu va fi răpit. Iar certitudinea cu care pot să stau în fața dumneavoastră și să vă vorbesc este următoarea. În planul lui Dumnezeu, și în gândirea lui Dumnezeu, frate Nechifor și toți frații, a hotărât Dumnezeu ca trupul lui Hristos, Biserica, să se formeze, să se creeze pe o singură cale, pe o singură metodă, ca să nu ă, avem după aceea dificultăți și să spunem este mai bună mea metodă, este mai bună mea metodă, este mai bună doctrina mea, este mai bună doctrina mea. Domnul a ales metoda și Domnul ne-o revelează această metodă și anume, metoda unică prin care se formează trupul lui Hristos și Pavel spune în Efeseni 4 cu 5, este un, cu 4, este un singur trup, o singură biserică, nu mai multe. Metoda prin care se formează trupul lui Hristos, metoda unică, este botezul. Este botezul. Și Apostolul Pavel, în, tot în Efeseni, 5 cu 5 de data aceasta, spune, este un singur botez un singur botez. Noi, noi știm din Scriptură că nu este un singur botez în Biblie. În Biblie sunt mai multe botezuri. Este botezul cu apă, botezul cu Duhul Sfânt, botezul cu foc, botezul în trupul lui Hristos, botezul pocăinței pe care l-a primit și Isus Hristos. De ce spune atunci apostolul Pavel care a primit revelația de la Dumnezeu, probabil în Arabia, când era acolo în pustiu, cum am vorbit, că este un singur botez. Și cum spuneam atunci în emisiunea directă cu doctorul Florin Antonie, botezul, frații mei, întotdeauna presupune trei elemente distincte. Trei elemente distincte botezător, deci cel ce execută botezul, candidatul, cel ce primește botezul și mediul, adică mediul în care se execută botezul. Botezător, candidat și mediu. Asta întotdeauna, toate trei sunt la oricare botez. La botezul în apă, botezătorul este păstorul, candidatul este omul care s-a pocăit deja, deci nu este lumea, ci este un om care s-a pocăit deja și face legământ cu Domnul, de deci aceea încolo vreau să îl slujesc. El este conștient de ce face, pentru că Biblia spune, cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Deci botezul trebuie precedat de credință, nu vine credința după botez, ci credința merge înaintea botezului. Și mediul în care se execută botezul este apa. Deci, toate trei. La botezul cu Duhul Sfânt. Botezătorul este Isus Hristos, Matei 3:11. El spune: "Ioan botezătorul, el despre Isus vă va boteza cu Duhul Sfânt." Candidatul este din nou credinciosul, nu este din lume. Botezul cu Duhul Sfânt nu este pentru mântuirea nimănui. Nu este pentru mântuirea nimănui pentru că lumea nu îl poate primi, sunt cuvintele lui Isus Hristos. Nu sunt cuvintele mele sau ale penticostalilor. Lumea nu îl poate primi, botezul cu Duhul Sfânt, zice, dar voi îl primiți pentru că va fi cu voi și în voi. Deci, pentru că lumea nu îl poate primi, înseamnă candidatul este credinciosul, pocăitul, ca și care s-a coborât în apa botezului. Iar mediul în care se execută botezul este Duhul Sfânt Botezați cu Duhul Sfânt Botezați în Duh okay. Na, Acum Știind aceste două uh, Aspecte Adică ilustrându-vă aceste două aspecte uh, Revin Trupul lui Hristos Biserica Spune Sfântul Apostol Pavel Este unul singur Și se formează pe o singură cale Prin botez Prin botez dar care botez, pentru că am amintit cinci botezuri? Botezul prin care se formează trupul lui Hristos este prezentat de Apostolul Pavel în 1 Corinteni 12 cu 13. Încă o dată. 1 Corinteni 12 cu 13. Și ascultați-l. Noi toți, spune Pavel. În adevăr, deci fără alte comentarii, în adevăr, noi toți, ăsta este linia, am fost botezați de un singur duh? Cu ce scop? Ca să alcătuim un singur trup. Cum se alcătuiește trupul? Cum se formează? Printr-un botez. Noi toți. Și am spus întotdeauna: un botez presupune trei elemente: botezător, candidat și mediu. Când zice noi toți, începem cu candidații. Candidații suntem noi toți. Dar de unde suntem? Din lume. De data aceasta, candidatul este păcătosul. Păcătosul. Pentru că să formezi un singur trup trebuie să fie adus de unde n-ai fost din trup. Deci, în trup ești în biserică deja, ești sfânt. Dar dacă uh, ești adus în trup, ești adus din lume. Deci, candidatul este păcătosul. de Singura dată când candidatul este păcătosul. Că trebuie să formeze trupul lui Hristos. Și îl formezi dintr-un păcătos care se întâmplă ceva cu el. Cine e botezătorul? Deci, noi toți, în adevăr, am fost botezați de un singur duh. Nu cu un singur duh. De. Duhul Sfânt este botezător aici. Iată că Duhul Sfânt și botează. Noi toți, în adevăr, am fost botezați de un singur duh. Botezătorul este Duhul Sfânt, candidatul este păcătosul, ca să alcătuim un singur trup. Să ne este scopul acestui botez, că este un singur botez care face trupul lui Hristos. Care mediul în care se execută acest botez? Mediul este, dragii mei, cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu. Și apostolul Petru vine și explică lucrul acesta cu alte cuvinte, ca să înțelegem ce înseamnă botezul dat de Duhul Sfânt. 1 Petru 1 cu 23 spune Apostolul Petru, atenție la cuvinte, noi toți am fost născuți din nou, nu dintr-o sămânță care poate putrezi, ci dintr-una care rămâne în viac și care este cuvântul lui Dumnezeu. Dul sfânt se folosește de cuvânt. Acest cuvânt este fiind al lui Dumnezeu, e mediul în care păcătosul se scaldă. Să folosim un limbaj uh, ca să înțelegem, așa, pe măsura noastră omenească. Uh, este învăluit în cuvântul lui Dumnezeu păcătosul. Și cuvântul, frații mei, este singura putere folosită de Dumnezeu să nască credință în tine, în păcătos. Apostol Pavel spune, astfel, dar credința vine în urma auzirii, auzirii cuvântului. Deci când păcătosul aude cuvântul lui Dumnezeu, o dată de două ori, zice păcătosul, vai de mine, sunt păcătos, sunt pierdut. Dar Duhul Sfânt care este prezent acolo spune, nu te pierde cu firea, cu inima, am o soluție pentru tine. Soluția este Iisus Hristos, neprihănirea lui Dumnezeu. Dacă tu recunoști că ești păcătos și l acces pe El să te spele de păcatele tale prin sângele Lui, vei fi mântuit. Și păcătosul zice, da, primesc, mă predau. Asta înseamnă pocăință, convertire. Dar pocăința sau convertirea, este același lucru în cazul de față, este pe de altă parte naștere din nou. Naștere din nou. Ioan spune în capitolul 1, versetele 12 la 14, dar tuturor celor ce l-au primit pe Iisus Hristos, au zis, da, El mă spală de păcat, li s-a dat dreptul să se numească copii ai lui Dumnezeu, născuți nu din voia firii pământești, ci născuți din Dumnezeu, prin cuvântul lui Dumnezeu. Și atunci, frate Nechifor, la întrebarea dumneavoastră, cine va fi răpit? Va fi răpit trupul lui Hristos. Cum se formează acest trup? Prin convertire, prin botezul dat de Duhul Sfânt, prin nașterea din nou. Deci nu trebuie să fii botezat de Domnul cu Duhul Sfânt ca să fii în trupul lui Hristos, ci trebuie să fii botezat de Duhul Sfânt ca să intri în trupul lui Hristos. Și când vine Domnul Iisus pentru răpire, nu răpește o parte din trup. Că e și între oameni. Dacă în mijlocul nostru ar fi un copil de o oră născut, nu te poți atinge de viața acestui copil că intră în conflict cu legea, cu părinții, cu conștiința și cu Dumnezeu. Nu însemnează că dacă are numai o oră, copilul acela nu este om. Este om și trebuie îngrijit de el ca de un om, ca și de unul de 100 de ani. Trupul lui Hristos are credincioși de o zi și are credincioși de o viață. Așa. Și când Domnul Iisus Hristos vine să-și răpească biserica, răpește trupul. Condiția este să fii născut din nou, să fii convertit, botezat de Duhul Sfânt. Fenomen care se numește naștere din nou. Credință, transformare. Așa e. Sper că a luminat. Cred că da. S-a fost extrem de specific ați vorbit, frate Lazar. Mergem mai departe la Adrian, ne scrie o întrebare. Este vreo diferență între Dumnezeul creator al omenirii care, în care credem noi creștinii și în care cred evrei și cei care și cei care cred musulmanii, cum este Dumnezeu. Trinitatea care, în care noi credem este același cu Jehova Dumnezeu care crede evrei și același în care cred musulmanii Allah? răspunsul este următorul. Dumnezeul evreilor, deci Dumnezeul Vechiului Testament, Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacov. aceasta este o referință cu precădere în Vechiul Testament la Dumnezeu Tatăl, la Dumnezeu Tatăl. Pentru că relația lui Israel în Vechiul Testament cu Dumnezeu este o relație cu Dumnezeu Tatăl, cu Jehova. Pe când relația bisericii este cu Dumnezeu Fiul, cu Isus, noi suntem Mireasa lui Hristos. Deci, diferență. Iar Duhul Sfânt este pentru amândoi. Și pentru Israel, și pentru biserică, intermediarul între noi și Tatăl, între noi și Isus Hristos. Și atunci, deci, din perspectivă creștină, Trinitatea, Dumnezeul Trinitar al uh, creștinilor, este același cu Dumnezeul trinitar al evreilor deși evreii nu-l văd trinitar nu-l văd trinitar uh, ei vorbesc despre Dumnezeu în formă trinitară am să vă dau două exemple unde uh, sunt mai multe Eu pot să vă prezint uh, mai multe exemple din Vechiul Testament unde Dumnezeu apare uh, uh, prezentat în formă trinitară în Vechiul Testament fără ca evreii să știe lucrul acesta și să admită că Dumnezeu este Trinitar. Uh, Uitați-vă Isaia 63, cât de frumos este prezentat Dumnezeul Trinitar. Zice, El a zis, Dumnezeu, citesc de la versetul 8, Isaia 63 cu 8 în jos, negreșit, ei sunt poporul meu, niște copii care nu vor fi necredincioși. Și astfel El s-a făcut mântuitorul lor. Da, auziți! În toate necazurile lor, n-au fost fără ajutor, și îngerul care este înaintea feței lui i-a mântuit. Frate Ciprian și fraților, îngerul care i-a mântuit este Isus Hristos, pentru că îngerii nu mântuie, de aceea rugăciunea înger îngerașul meu este o rugăciune falsă. Falsă. Pentru că în Biblie spune, nu este al nume sub cerul dat oamenilor în care să fie mântuiți. Unul singur este Isus Hristos care în Vechiul Testament s-a revelat pe sine sub forma de îngerul Domnului. Deci îngerul care i-a mântuit apare aici. El însuși i-a răscumpărat în dragostea și în durarea lui și necurmat i-a sprijinit și i-a portat în zilele din vechime. Fiți atenți mai departe. Dar ei au fost neascultători și au întristat pe Duhul lui cel Sfânt. Deci a doua persoană care apare aici. Îngerul care i-a mântuit și apoi spune au întristat pe Duhul lui cel Sfânt. Este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu este o persoană pentru că nu este o suflare, numai cum spun mulți, sau este o forță, cum spun alții, pentru că mie nu-mi jignești suflarea, nu-mi jignești forța, nu am o mare mușchi, dar nu-mi jignești forța. jignești pe cine are logică, pe cine are rațiune, pe cine înțelege. O persoană poți să o jignești. Înseamnă că Duhul Sfânt este persoană, are inteligență, are sentimente, că nu l poți jigni dacă nu are sentimente. Deci îngerul care mântuie Duhul Sfânt la un tristat și spune, iar el, iar, iar el li s-a făcut vrăjma și a luptat împotriva lor. Atunci poporul său și-a adus aminte de zilele străvechi ale lui Moise și a zis, unde este acela care i-a scos din mare? este Dumnezeu Tatăl, că El i-a -a scos din mare, cum? Cu păstorul turmei sale, cu Isus Hristos, că El este păstorul, așa. Unde este acela care punea în mijlocul lor Duhului Cel Sfânt? Uitați, toți trei apar aici. Toți trei. Dar evrei nu-și dau seama de textul acesta. Apoi, dacă vreți, vă citesc unul care uh, este foarte frumos. În proverbe. Poate nu vă gândiți că în proverbe vorbește despre un Dumnezeu cel puțin, dacă nu Trinitar, în două aspecte, în două persoane. Și anume, proverbe 30 cu 4. Cine s-a suit la ceruri și cine s-a pogorât din ele? Cine a adunat vântul în pumnul lui? De deci ce este vorba de Dumnezeu Creator. Cine a strâns apele în haina lui? Cine a hotărât toate marginile pământului? Cum se numește el, atenție, și cum îl cheamă pe fiul său? <laughs> Știi tu lucrul acesta? Dumnezeu are un fiu. În proverbe, iar în psalmul 45, dacă vreți să vi-l și pe acesta, astea sunt texte mai, mai uh, directe, așa ca să puteți să uh, observați fără uh, nuanțe, ci să observați direct, enunțul direct. Zice așa cuvântul Domnului, Tu ești cel mai frumos dintre oameni, Psalmul 45 cu versetul 2. Acela cel mai frumos dintre oameni este Mesia, este Isus Hristos, dar vorbim în psalm, în vechime. Harul este turnat pe buzele tale, de aceea te-a binecuvântat Dumnezeu pe vecie. Și apoi spune în versetul 6 ceva ce evreii nu fac pentru că ar fi, este blasfemie. Auziți! Scaunul tău de domnie, Dumnezeule, este Mesia. Este veșnic. Tu iubești neprihănirea și urăși răutatea. Și atenție acum, citeți versetul 7. De aceea, Dumnezeule, Dumnezeul tău te-a uns cu un de lemn de bucurie, mai presus decât pe tovară și tăi. De aceea Dumnezeule îl numește pe Mesia Dumnezeu și vorbește despre Dumnezeul Dumnezeului, despre Tatăl în cazul de față. Și atunci, deci Dumnezeul Trinitar al Scripturii Noului Testament este același cu Dumnezeul Trinitar din Vechiul Testament, mai că în Vechiul Testament este prezentat mai tainic, mai ascuns, și evreii nu înțeleg această taină, deși citesc pasajele acestea. Ca să spui că Dumnezeu are un fiu, este o blasfemie, scrie în scripturile lor. Da. Bun. Acum, m-ați întrebat în întrebarea noastră dacă Allah este același. Nu, Allah nu este același. Allah este un termen arabic care s-a uh, adoptat ca să însemne Dumnezeu în limba arabică. Dar termenul arabic pentru Dumnezeu este ilah, nu Allah, este ilah. Însă s-a împământenit numele acesta pentru că arabii au avut peste 360 de Dumnezei. Și cel mai proeminent pro dintre ei, dintre Dumnezei, arabi era Dumnezeul Lună, pe care îl numeau Allah. Vedeți, mi de aceea și pesteagurile islamice este semiluna și Allah, luna, a rămas mai departe zeul arabilor. Ei spun că ei cred într-un Dumnezeu creator, dar Dumnezeul lor este luna, pentru că au rămas încă în stare de păgânism din nefericire. Poate că jignește pe unii sau dar ceva. Nu este din partea mea intenție să jignesc pe nimeni. Însă, dacă vă uitați în cultura arabă și în religia arabă, asta este adevărul despre care noi vorbim. Și atunci, Dumnezeul Scripturilor, Creatorul, nu este același cu Allah, cu Dumnezeul Arabilor. Dumnezeul Arabilor este un zeu, este zeul lună, la care i-au atribuit ei puteri creatoare, bineînțeles, în gândirea islamică Dumnezeu nu are un fiu, deci nu poate fi Dumnezeul evreilor atunci, și în gândirea a islamică, Dumnezeu este unul singur în sensul o singură persoană, pe când în gândirea Creștină, Dumnezeu este unul singur, o, o singură entitate, dar trei persoane. Când spunem, când Dumnezeu, noi când spunem Dumnezeu este unul singur, nu spunem unul singur, o singură persoană, ci este o singură entitate, o singură familie. Dar câți membri sunt familia asta? 12. Dar e o singură familie pentru că este o entitate. Deci Dumnezeu nu este numele unei persoane, ci Dumnezeu este un termen descriptiv care vorbește despre o entitate. Și entitatea aceasta este Tatăl, Isus și Duhul Sfânt. Este total diferită de Dumnezeul Arabilor și nu pot fi comparați orice efort se face în această direcție. Efortul care se face este doar de natură politică. Ca să servească corectitudinii politice, însă noi nu credem în corectitudine politică pentru că aceasta nu mântuie pe nimeni și nu ajută pe nimeni. După corectitudinea politică, homosexualismul este ok, transgenderismul este ok, avortul este ok și oamenii vor zice, dar este lege aprobată în direcția aceasta. Da, este lege aprobată, dar corectitudinea politică nu mântuie. Ci ceea ce mântuie este Isus Hristos. De aceea trebuie să ne întoarcem la Isus, nu la corectitudine politică și nu la eforturi de a prezenta religia islamică ca o religie pașnică. Pentru că nu este pașnică, este demonică și este criminală, din nefericire. Mergem mai departe cu întrebările de la Daniel Popa. Ce se va întâmpla cu cei care nu vor? Accepta semnul fiarei, deși acești oameni nu au fost răpiți împreună cu Biserica? Biblia spune că dacă nu vor accepta semnul fiarei, vor avea și vor supraviețui necazului celui mare, vor trebui să se întâlnească personal cu Domnul Isus Hristos, este Matei 25, de la 31 la 44, judecata Marelui Împărat. Și la această judecată, deci cât vreme încă sunt încă în viață, Iisus Hristos îi va judeca după două criterii. Și anume, 1. Dacă în timpul necazului celui mare au mărturisit credință în Iisus Hristos și dacă și-au păstrat această mărturisire până în momentul acesta când stau în fața lui Iisus Hristos la judecată, atunci ei vor fi mântuiți, vor fi clasificați în categoria oilor, vor intra în mileniu, și vor trăi o mie de ani, în mileniu. Și al doilea criteriu după care vor fi judecați va fi dacă poate n-au crezut în Isus Hristos în perioada aceasta de timp, dar, dar uh, au uh, uh, ocrotit evrei pentru că în Biblie așa judecata se face, aspectul acesta este prezentat, zice, ori de câte ori ați făcut aceste lucruri, mi-ați dat să mănânc, mi-ați dat să beau, ați venit la mine la spital, m-ați îmbrăcat, m-ați primit în casele voastre, ori de câte ori ați făcut lucrurile acestea, ați făcut aceste lucruri acestor foarte neînsemnați, fața mea, arată pe ei, pe evrei. Adică este o reactivare a legământului abrahamic. Geneza 12:3. Cine te va binecuvânta, va fi binecuvântat. Cine te va blestema, va fi blestemat. Dacă cineva s-a comportat cu suflet, cu milă față de evrei care vor fi extrem de persecutați în timpul necazului celui mare și din toată populația evreiască care există în lume, în timpul necazului celui mare, potrivit Zaharia 13, cu numai o treime supraviețuiesc. Deci dacă treimea, treimea, aceea care supraviețuiește a fost ocrotită și de către persoane dintre neamuri, să zicem așa, Lucrul acesta le va fi considerat ca neprihănire și vor intra în mileniu și așa vor fi salvați în timpul la sfârșitul necazului celui mare și vor intra în împărăția de o mie de ani a lui Dumnezeu în mileniu. Vor trăi pe pământ în trup, regenerat, plin de putere, se vor înmulți o mie de ani și vor sluji pe Domnul Isus Hristos personal. Deci, mai Cristina, pacea Domnului, vă rog frate, Lazar, să explicați ce înseamnă cele 2300 de zile din Daniel, 8 cu 14. Uh, nu este un consens în explicarea acestor 2300 de zile. Uh, sunt teologi care spun că uh, trebuie să fie ceva, evenimente care să se numere dintr-un punct. Până când se împlinește 2300 de zile, dar nu se știe punctul de unde să se pornească. Uh, au încercat să se. Uh, 2300 de ser și dimineți, scrie acolo, să se transforme într-o zi ar fi 1150 de zile. Nu se găsește corespondent în profeții uh, la, ce să, la ce 1550 de zile să se facă referința uh, respectivă de unde ar începe cele 1150 de zile uh, și unde să se sfârșească pentru că Biblia vorbește de 1260 de zile, de 1290 de zile, de 1335 de zile. Sau, prin urmare pentru sora Cristina, uh, nu pot să i dau un răspuns uh, uh, dogmatic și să spunem că asta este pentru că nu s-a găsit uh, o un corespondent profetic la care să fie asociată uh, profeția aceasta, aspectul acesta. De la Camelia Babuța, face cel care face legământ din Daniel 9 și cel ce vine din, și, și cel ce vine și pustiește este altul? Nu, este același. Deci el va face legământ pe șapte ani și Biblia spune că la mijlocul săptămânii deci după trei ani și jumătate, după 1260 de zile, va rupe legământul. Când rupe legământul, începe să pustiască. Va începe o prigoană împotriva poporului evreu și a lumii întregi. De aceea, perioada aceasta, propriu zisă, este numită necazul cel mare. Trei ani și jumătate. Toată perioada este necazul cel mare, de șapte ani, pentru că el este în stăpânire. Dar culmea necazului este ultimii trei ani și jumătate. Ultima o ultimii 1260 de zile și uh, răzbunarea lui Anticrist va fi fiind uh, energizat de diavolul de satana, împotriva evreilor cu precădere, va vrea să distrugă, să desfințeze această națiune odată pentru totdeauna. Asta se numește pustire. De la Cristian Berci, de ce evrei din vremea noastră nu acceptă învățăturile apostolului Pavel? Pentru că Pavel a fost evreu. Uh, uh, frate Berge, este greu de răspuns la această întrebare. Este ca și când te duci și predici Evanghelia la lumea care nu cunoaște pe Dumnezeu. Nu trebuie să fie evrei. Mă întrebați, dar de ce nu primesc ăștia uh, cuvântul Domnului? Uh, pentru că sunt români, ca și noi. Sunt uh, crescuți în biserică, ca Ortodoxă sau Catolică sau mormonă sau martorii lui Ehova. Și înțeleg în ce limbă le se vorbește. Deci problema credinței este o problemă de alegere personală. Și uh, evreii sunt tributari tradițiilor în cazul de față, evreii contemporani nouă, sunt tributari tradițiilor, pentru ei iudaismul și uh, religia mozaică, alegerea lui Moise, este o tradiție, nu este o religie salvatoare, ci o tradiție la care nu vor să renunțe. Și de aceea nu primesc pe Iisus Hristos. Deci credința e o problemă de alegere personală, nu de alegere națională, personală, individuală. De la Gabriela Train, uh, frate Lazar, vreau să vă întreb dacă Israel acceptă pe Domnul Isus Hristos, mai avea un plan și cu noi neamurile? Dacă Hristos accepta. Dacă, accepta. Uh -huh. dacă accepta. Da. Deci dacă Domnul a venit cu acest plan pentru Israel, eu n-am venit decât pentru oile pierdute ale casei lui Israel. De aceea n-a vorbit mai mult despre biserică, ci eu voi zidi biserica mea. Și l-a lăsat pe Pavel să spună, acum vă spun o taină, zice Pavel. Dacă Pavel spune vă spun o taină, înseamnă că până la el n-a fost revelată învățătura aceasta. Și Pavel ne descifrează taina bisericii taina răpirii și alte aspecte legate de viața cu Iisus Hristos. Da, Domnul se ocupa și de neamuri pentru că prin împărăție, prin împărăția pe care aducea cuvântul mântuirii pentru neamuri. În timpul împărăției de o mie de ani, Iisus Hristos va fi pe pământ, însă mijlocitorul cuvântului lui Dumnezeu în perioada aceasta va fi va fi Israel. Așa cum uh, spune uh, profetul Isaia și profetul uh, Mica, uh, cuvântul Domnului uh, va ieși din uh, Ierusalim și mântuirea va fi de la Israel. Uh, pentru că de acolo se, se, va vesti, deci mijlocul de facere de cunoscut al Evangheliei pe întreg pământul în perioada de o mie de ani va fi prin Israel. Israel, israeliții vor fi evangeliști întregului pământ în timpul mileniului. De la Matias ne puteți spune câteva cuvinte despre înțelesul pildei aluatului? Da, sigur. Deci, pilda aluatului din Matei 7, Matei 13, ceretare, este o învățătură a Domnului Iisus Hristos care alături de pilda uh, grăuntelui de muștar, bobului de muștar. Vorbește despre vorbește profetic despre uh, un lucru care trebuie observat în istoria bisericii, și anume: sunt doi factori care amenință biserica. Doi factori. Este un factor exterior și acesta este văzut în pilda grăundu-bobului de muștar, spune, care ajunge mare, un copac mare, și în crengile căruia își fac cuiburi păsările cerului. Păsările cerului, care își fac cuiburi în, în, în copacul acesta, după învățătura Vechiului Testament și după învățătura Noului Testament, păsările cerului sunt în. în de multe ori uh, reprezentative pentru duhurile rele, pentru duhurile rele. Biserica va fi atacată din afară. Din afară este atacată de duhurile rele, care vin prin oameni, bineînțeles, și prin uh, toate mijloacele: învățături, media, uh, cărți, vizual și așa mai departe. Deci pilda grăun, uh, bobului de moștar este atacul bisericii din afară. Și, uh, iar pilda aluatului este atacul bisericii dinăuntru. Pentru că aluatul dinăuntru crește. Ai pus drojdia înăuntru și începe să se umfle, să crească. Creșterea este dinăuntru. Uh, o învățătură falsă, o învățătură stricată în biserică face ca ea să se răsfrângă din aproape în aproape și poate să strice o biserică locală, poate să strice o organizație religioase care au început bine și dacă vă uitați în istorie cam așa s-a întâmplat sunt multe mișcări creștine care au început bine și sunt uh, uh, acum la ora aceasta doar uh, niște epave cu numele creștin deci pierderea din interior necazul din interior certurile din interior invidiile din interior, astea sunt luaturile despre care vorbește Scriptura când m-a spus Domnul Iisus Hristos către ucenicii săi, păziți-vă de aluatul cui? Fariseilor, care era ce? Fățărnicia. Deci fățărnicia este un aluat care prinde biserica, prinde biserica din interior. O întrebare care... Uh, Noi am mai tot discutat-o și despre răpire, cred că n -a, n -a, probabil că ați venit mai nou uh, pe canal și ne va interesa astfel de subiecte. Ne vrea să revenim la, la, această temă despre răpire, răpirea bisericii și, și ce va fi după. Însă reluați multe, multe, cele mai multe mesaje care au fost cu fratele Lazar Gog. Am vorbit și um, foarte multe întrebări au fost pe acest subiect. Haideți să, dacă ascultați ultimele 5-6 întâlniri care am avut, vinerea seara, nu, anul trecut, noiembrie, decembrie, s-a discutat foarte mult. La fel s-a discutat și cu fratele uh, Pastor Florin Antonie pe acest subiect. Deci, nu aș vrea să renunțăm tare mult, așa, când și când o să mai revenim la subiectul acesta, dar fi faptul că ne propunem ca la conferința din, uh, din mai, dacă Dumnezeu ne ajută și uh, mergem așa punctual pe această variantă să facem în 20-21 mai, vom discuta despre acest subiect. Biserica Răpită înainte de, de cazul cel mare. Așa că tema va fi cam, cam asta va fi tema de la Cluj, și atunci veți putea, dacă veți fi parte cu noi în sală, să puneți întrebări, și o zi întreagă va fi, o zi jumate va fi pe acest subiect, Biserica și Biserica răpită. Așa că, din când încă mai ajungem acolo la astfel de subiecte, la astfel de întrebări, dar nu o să ne prea mult, pentru că, cum zic, anul de cont am discutat foarte mult pe această temă. Puteți relua cele mai multe emisiuni cu fratele păstor Lazar Coc. Um, Aș vrea să ne oprim aici, pentru că timpul este înaintat, trecem de o oră jumate și să... Um, ne credințăm în mâna Lui Dumnezeu și ca cuvântul care a fost rostit și în această seară, mesajul care a fost rostit să intre în Duhul nostru și de fiecare dată menționăm cuvântul să ia viață în noi, cuvântul să ne ducă la eliberare, cuvântul să aducă în noi mântuirea. Fie ca și această seară, zi, acolo unde sunteți, pe alte continente, Dumnezeu să vă fi vorbit, dacă nu, Luați cuvântul, îndrăgostiți-vă de el, așa cum spunea și fratele Lazar. Doar cuvântul ne face să fim liberi, ne face să ne îndrăgostim de el și să prindem momentul uh, revenirii Domnului nostru Isus Hristos. Fratele Lazar, aș vrea să chem această seară, dacă îmi permiteți am să mă rog eu. Sigur, vă rog. Doamne să îți mulțumim și pentru aceste momente de astăzi. Este un har să putem fi și pe... Uh, din nou pe această platformă, pe calea internetului, să putem să vestim da, cuvântul Tău, Doamne, în toată lumea. Doamne, este un har să putem, Doamne, să-l avem și pe fratele Lazar Goc, Doamne, în această seară, în această zi, Doamne, S -a -s -a -s. doamne te rog să-l în continuare, Doamne, să-i dai din Duhul Tău, din, 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 din înțelepciunea Ta, Doamne, peste el, să ne Conducă, Doamne, la o învățătură uh, bună, sănătoasă, Doamne. În continuare să-l ții, Doamne, sănătos din punct de vedere doamne, fizic, Doamne. Doamne, mă rog, pentru el, Doamne, pentru casa lui, pentru soția doamne, lui, Doamne, doamne pentru copiii, pentru, copii, pentru nepoții. Doamne, mă rog, doamne, pentru doamne. comunitatea care o slujește, pentru Biserica Emanuel din State, Doamne. Te rog să-i binecuvântezi comunitatea. Să le dai, Doamne, din Duhul Tău în continuare, din înțelepciunea Ta, Doamne, și să fie pregătită, noi, biserica Ta, Doamne, să fim pregătiți cu toții. Te rog să binecuvântezi întreaga audiență care a fost, Doamne. Te rog să te atingi de fiecare persoană, Doamne, rugăm, de voile lor, de neputințele lor, Doamne, și te rog, Doamne, să vindeci acolo unde este nevoie de vindecare, de acolo unde este da, nevoie de vindecare să liberezi, Doamne. Îți mulțumim și pentru această zi. Îți mulțumesc pentru audiență, îți mulțumesc pentru colegii mei, doamne, care a fost, îți mulțumesc, doamne, pentru călin, doamne, pentru și Tot ce s-a slujit și în această seară și în această zi, doamne, să, să binecuvântezi. Ne încredințăm în mâna ta, Doamne. Ne încredințăm conferința care va sta în față, Doamne. Amin, Doamne. Te rog, Doamne, să fii cu noi. Te rog să ne deschizi inima, Doamne. Și orice problemă, orice atac demonic, Doamne. Orice atac din partea celui rău care va dori să dea, Doamne, să dea, să, dea să nimicească acea lucrare, Doamne. Doamne, străm în numele Tău, Doamne. Tu să Amin. peste toate lucrurile și îți mulțumesc. Amin. Amin. Încurajăm ascultătorii să se înscrie pentru conferința din Arad, prima. Uh, va fi o și e bună. Fratele, doctor Florin Antonie, este un om al lui Dumnezeu, uh, pe a cărui cuvânt puteți conta și pe a cărui slujire uh, puteți conta să fiți binecuvântați și să vă îmbogățiți uh, cunoștințele pentru o slujire mai bună. Azi că tema va fi o temă foarte importantă. Uh, eu voi aborda biserica și societatea, fratele Florin Antonie, biserica media în biserica de astăzi, deci influența mediei și invers, a bisericii asupra mediei, sunt lucruri, lucruri, mari, lucruri importante. Așteptăm să vă întâlnim direct, față în față. De aceea vă încurajăm, nu l amânați pentru ultimul moment în scrierea dumneavoastră, ca să fiți acolo la acest eveniment care va îmbogăți cunoașterea dumneavoastră. Nu-l lăsați pe fratele Ciprian să se odihnească, bombardați-l cu telefoane și cu e mail pentru un scriere. Oricum, oricum. <laughs> pentru un scriere. Uh, și uh, mai duceți cu dumneavoastră prieteni care să asculte cuvântul Domnului și să, să crească în, în această privință. Sigur, mulțumim pentru tot sprijinul vostru. Uh, vom încerca să facem tot posibilul. Uh, toată... toată această, tot acest eveniment va fi dedicat a celor care vor fi acolo prezenți în primul rând. Nu o să dăm în direct, dar vom înregistra și vom găsi soluții după. Ar fi normal ca cei care vin acolo să străduiesc, vin de peste o tare, vin din, din, din Europa, din foarte multe țări. Această conferință este susținută doar de cei care sunt acolo parte. Desigur, dacă sunt persoane care efectiv, vă rugăm să ne scrieți în situații care efectiv ați dori, sunteți aproape a dori și totuși nu puteți, scrieți-ne un un, un, mesaj pe WhatsApp și vom încerca să, uh, să facem posibil un loc sau cât e nevoie. Ne gândim și la aceasta. Sunt și persoane care au donat pentru locuri, nu pot să vină, dar au donat pentru alții ca să aibă loc la această conferință. Nu este nimic gratis, dar cineva trebuie să plătească, cineva va trebui să Ia asupra lui aceste costuri care vor fi Și atunci în acest caz vom face să fie bine pentru toată lumea Și pentru cei care pot și pentru cei care nu pot sunt Sau nu o să și permite să vină, să găsim câteva locuri pentru fiecare Așa că dacă sunteți din zona Aradului, Timișoara, Oradea Zona de vest a României Haideți cu noi pentru două zile minunate Sâmbătă toată ziua și duminica după masa în Arad, uh, locația este Biserica Harvest, frații de acolo, fratele Cristian Barroso, unde ne-a permis și ne-am ne bucurat să ne uh, lase să putem să ținem în biserica lor, ca să nu ținem într-o altă sară din orașul Arad. Ar fi fost probabil mult mai greu. Așa că, <coughs> Pe site-ul nostru vocea găsiți butonul conferință. intrați pe conferință și acolo aveți toate detaliile. 25-26 februarie. februarie. Nu lăsați, cum zicea și fratele Lazar Gor, pe ultima sută de metri, pentru că undeva ne vrem prin 15 februarie să închidem listele. <coughs> mă scuzați, pentru ca să putem să avem să, timp să procesăm toate datele și să ne pregătim pentru momentul de 25. Așa că cât mai repede cu atât mai bine. O seară plăcută, frate Lazar, vă mulțumesc încă o dată pentru la timpul acordat. acum. Și să ne vedem cu mine data viitoare, vine viitoare. Frate Lazar, aș vrea să ne concentrăm măcar două întâlniri să avem și cu fratele Florin împreună, toți trei. Sigur, good. Ca să pregătim lucrurile pentru atunci. Da, aștept. Aștept.